Bun găsit! Atunci când vorbim despre oferirea cadourilor, ne referim și la flori. Este important să reținem cum să le dăruim și cum să le primim. Florile nu se refuză în nicio situație, indiferent cum ar fi oferite, singure, în buchet sau în glastră. Cele mai privilegiate sunt doamnele și domnișoarele, pentru că lor le sunt oferite. Bărbații primesc flori doar dacă sunt în spital sau dacă se știe că sunt persoane pasionate de flori și se ocupă cu creșterea florilor. În cazul acestor persoane, un bulb, un butaj sau semințele unui soi de flori deosebite vor fi cu siguranță o bucurie. Ce trebuie reținut este faptul că florile oferite trebuie să fie naturale. Se evită florile artificiale, oricât de frumoase ar fi și oricât de mult ar imita pe cele naturale. Dacă despre o persoană se știe că îi plac florile artificiale și este pasionată de aranjamente cu astfel de flori, atunci îi se poate oferi un astfel de cadou. Cu siguranță ați auzit de limbajul florilor. În anii 1700, Charles al II-lea, al Suediei, a adus din Persia acest limbaj. Este foarte frumos și interesant cum printr-o floare se pot transmite anumite mesaje. Culorile petalelor li sunt date anumite semnificații. Cu toții știm că albul semnifică puritate, roșul dragostea, iar galbenul prietenia. Ce trebuie să reținem? Trebuie evitate florile prea mari, cu miros puternic sau pretențioase, cum ar fi calele, gladiolele, ibiscus sau nuferii. Mai ales dacă persoana se află în spital. Ne ferim să oferim florile în ambalajul în care le-am cumpărat. Evităm oferirea florilor la bărbați, așa cum am menționat, excepție, doar dacă ei se află în spital. Nu vom oferi flori de tipul garoafelor de ziua de naștere sau a numelui unei persoane. În Franța, dar și la noi, s-a dezvoltat această idee, adică se duc garoafe doar la ceremonii funerare și se folosesc doar pentru gerbe și coroane. Se va evita oferirea de flori, nu mă uita, la o mătușă mai în vârstă. Acest aspect se evită pentru a nu insinua doamnei să nu vă uite când împarte moștenirea. Se va evita oferirea de cale, chiar dacă sunt persoane care iubesc aceste flori. Se va evita oferirea pentru soacra dumneavoastră o anumită specie de cactus denumită limba soacrei. Atunci când un cuplu merge în vizită, domnul este cel care va dărui florile. Florile se oferă cu partea florală spre gazdă, iar cozile trebuie să fie îndreptate în jos. Se oferă flori ținându-se cont de caracterul persoanei. Toate florile sunt frumoase, dar în general, unui om delicat îi se oferă flori delicate, cum ar fi anemone, lăcrămioare, violete, ghiocei, maci, brândușe sau margarete. Când oferim flori unei persoane aflate în spital, trebuie să aducem și o vază. La noi în țară există obiceiul de a oferi flori în număr impar. Se spune că cea care le primește completează buchetul. La ceremonii funebre se dau flori în număr par. Chiar și gerbele respectă această regulă. Ce trebuie să facă gazda când persoana care primește florile? Este frumos ca, în primul rând, persoana să mulțumească pentru flori și în niciun caz nu va spune că nu trebuia sau că sunt prea scumpe. Florile pe care le primim le așezăm imediat într-un vas cu apă. Când așteptăm musafiri, vom avea întotdeauna la îndemână pregătite vase de diferite mărimi. În nicio situație nu se refuză florile care ne sunt dăruite. Un buchet de flori se poate trimite și prin curier, doar că plata buchetului trebuie făcută înainte și mai trebuie lăsată și o carte de vizită sau un mesaj pentru persoana care urmează să primească buchetul. Eu vă mulțumesc pentru atenție, iar până data viitoare nu uitați că bunele maniere, bunătatea și zâmbetul sunt mereu la modă.